La ghișeile Direcției de Taxe și Impozite, contribuabilii au mers de la primele ore ale dimineții pentru a-și achita datoriile către stat. Potrivit reprezentanților instituției, târgujenii mai pot beneficia de bonificația de 10% doar până la sfârșitul acestei luni. S-ar spune că sunt conștiincioși, au venit în număr mai mare decât anul trecut. Asta o arată aceste cifre, care, deși spuneam că au scăzut impozitele, încasările sunt la același nivel și pe surse situația stă foarte bine. Să sperăm că până la 31 martie vom încasa mult mai mult, așa cel puțin ne arată zilele acestea, în care în fiecare zi de dimineața până seara la ora 19 ghișeele sunt cu persoane numeroase. Față de anul anterior, instituția are încasări cu 4 milioane de lei mai puține. Șefa Direcției de Taxe și Impozite, Mariana Budulan, a precizat că singurele minusuri sunt integrate la impozitul pe teren, unde există un deficit de circa 2 milioane de lei. Această dată ne arată faptul că, deși impozitele au scăzut atât la teren cât și la clădiri, ca urmare a reducerii cotei la persoane fizice de la 0,09 la 0,08 la clădirile rezidențiale, iar la teren, ca urmare a eliminării impozitării a 400 de metri pătrați de la o altă categorie la categoria curs construcții, deci ca urmare a acestor factori care puteau să ducă la diminuarea bugetului, pe total suntem doar cu 4.000 de lei față de anul trecut ca sumă încasată în minus, deci mai puțin cu 4.000 de lei, însă avem creșteri pe toate sursele, mai puțin impozitul pe teren, unde, ca urmare a acelei prevederi legale, până la această dată avem un deficit de 200 de mii, deci de 2 miliarde lei vechi. Întregul personal s-a mobilizat în această perioadă pentru a face față numărului de contribuabili ce ajung zilnic la ghișee.